Petrolul 52 a escaladat un munte de ratări pe arena Ilieoana. Doar 0 la 0 cu vălenii de munte, o echipă care se strânge în ziua meciului fără niciun antrenament. Jucătorii petroliști au ieșit pe teren cu un mesaj din partea suporterilor. Jandarmeria ne distruge galeria, dar și în tricouri albe cu același înscris. Acestea au fost date fanilor, bannerul a fost dus la peluza 1 de Butufei și Păun, iar fanii l-au afișat pe parcursul meciului. Partida a fost începută de micuțul Alexandru, cel care a cucerit suflarea petrolistă cu declarația dată unui post național de televiziune. Puștiul a spus că a venit la echipa națională deoarece ține cu petrolul. În partida cu Vălenari, însă șansa n-a fost de partea petroliștilor. Ei au ratat o sumedenie de ocazii, cele mai clare avându-le Dragoș Gheorghe și Claudiu Tudor de la 11 metri. Portarul Marian Șandru a intuit intenția capitanului petrolist care a ratat pentru prima dată în acest sezon de la punctul alb. Șandru a avut și alte intervenții care i-au exasperat pe galben-albaștri. Băieții antrenați de fostul petrolist Vasile Voine au reușit rezultatul vieții pe arena Ilie Sandro a spus că prin dăruire și ambiție poți realiza asemenea surprize. Mijlocașul Tudor crede că echipei încă îi lipsește acel ceva care să-i ajute să nu mai rateze de atâta ori. Pentru Tavi Grigore, supărător este că jucătorii se precipită în fața porții, iar punctele se irosesc tocmai pe teren propriu.